Bună tuturor, mulțumesc pentru mesaje, mulțumesc pentru aprecieri și like-uri, mă bucur că vizionați videourile mele, mă bucur că vă plac citirile mele intuitive în cărți de oracol, de tarot, cărți obișnuite sau în zațul de cafea, în bob sau cu alte mijloace divinatorii care le folosesc. Mă bucur că sunteți înscriși în număr din ce în ce mai mare la canalul meu de YouTube Chris Tarot. Cei care încă nu v-ați înscris și urmăriți, vizionați aceste videouri, acest video sau altele și vă plac, vă regăsiți, rezonați, vă invit să vă înscrieți și voi, să lăsați și voi comentarii, like-uri, aprecieri. Bineînțeles, trebuie să știți cu toții că este doar vorba despre citiri intuitive și generale. Nu sunt în mod special adresate nimănui, sunt doar la niște teme generale cu care unii puteți rezona mai mult, alții poate mai puțin, în funcție și de energiile voastre și ale celor cu care voi interacționați, dar în general acestea sunt citiri generale. Și am acum o idee, m-am gândit așa să o fac pentru un alt pachet de cărți pe care nu l-am mai folosit de ceva timp, o etalare pentru acest weekend, pentru dorințe, vă puteți spune una sau două dorințe, sau chiar trei, pentru fiecare dorință vă alegeți o altă piatră, am pus aici doar trei pietre, alegeți-vă una dintre ele sau mai multe. Pentru fiecare dorință, așadar, o altă culoare, o altă piatră, albă pentru prima, roșie pentru a doua, verde pentru a treia. Să vedem dacă în acest weekend dorința la care vă gândiți se realizează, cum se realizează ea, care sunt etapele, să spunem așa, prin care ați putea trece cu dorința voastră. S-a și grăbit o călătorie, poate. Aici e nevoie poate de mai mult curaj, mai multă ambiție. Puteți avea de-a face și cu o persoană puțin cam încăpățânată, da? Puțin o persoană puțin care se pune împotriva voastră sau mai incapabil, aș putea să spun. Deci ea personal poate nu are, această persoană poate nu are anumite merite pentru că nu are dispoziția necesară, nu are voința necesară să își demonstreze, să zic așa, posibilitățile, să își pună în valoare calitățile și atunci poate încearcă cumva să se opună planurilor voastre, adică ceva de genul, dacă eu nu sunt nimeni, dacă eu sunt un nimeni, trebuie să fii și tu mai puțin, mai jos decât un nimeni, adică sub mine, ceva de genul, adică nu te las să înaintezi, nu te las să evoluezi, ceva de genul, pentru că eu nu pot. De fapt, el nu e că nu poate această persoană, ci nu vrea, pur și simplu. Văd că se mai grăbește și un drum poate în străinătate, un drum poate undeva, un drum poate o călătorie, poate fi vorba și de un drum de o călătorie. Haideți să vedem așadar. Prima variantă albă, roșie, a doua, verde, a treia. Am să încep cu prima variantă, varianta cu piatra albă. Să vedem dacă dorința la care v-ați gândit se îndeplinește. Aici ține foarte mult de o familie, poate. O plictiseală, o neliniște aici, văd, sunt niște întâlniri aici, depinde poate și de niște întâlniri care le puteți avea cu o persoană care parcă nu prea are chef de nimic. Hai să vedem. Prima variantă, dacă vi se îndeplinește dorința. Uf, se tot grăbesc. Sunt speranțe, dar e nevoie să nu vă grăbiți, e nevoie să meditați, e nevoie să fiți mai prudenți totuși la anturaj. Aici păstrați-vă speranța, nu vă lăsați, să zic așa, duși de nas de anturaj sau dezamăgiți de anturaj pentru că nu vă susțin. Pentru că văd că voi puteți avea susținere din partea unei persoane cu funcție, cineva care vine ca un soare în viața voastră, un bărbat, care poate fi chiar o zodie de foc, poate fi un bărbat cu putere, cu faimă, cu avere, o persoană suflet geamăn, o persoană mai matură, o persoană care vă poate ajuta, fie că e vorba de afacere, fie că e vorba de relație, poate fi chiar partener sau un viitor partener. Ops, se mai grăbește, ceva pe neașteptate, un succes, poate, o reușită, o dragoste, poate chiar la prima vedere. Haideți să vedem. Ceva pe neașteptate. Vești, vă vin vești. Poate chiar de o împăcare. Poate unii dintre voi așteptați o împăcare sau așteptați o întâlnire. Călătoria, să știți că vine. Triumf.
Călătorie, triumf, speranțe, drumuri. Da, sigur că da, dorința voastră chiar se va îndeplini. Văd aici că aveți și o fidelitate. Trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Deci este foarte clar că dorința voastră se îndeplinește, să știți. Faceți un drum sau inițiativele voastre pot avea succes, să știți aici. Apare o călătorie, apare un drum cu mașina poate sau cu trenul, cu avionul, cu ceva. Apare aici un succes care vine undeva. Depășiți niște obstacole, depășiți niște dificultăți, depășiți o frică, o teamă, aveți mai multă forță, putere. Văd că aveți aici un tânăr care vă este fidel, poate fi o nouă dragoste, poate fi vorba și de o nouă relație, de un copil. Da, deci pare că veți avea succes, veți avea reușită, veți avea ambiția voastră, poate aveți nevoie de mai multă ambiție, de mai multă voință ca să plecați la drum, ca să faceți ceva, ca să luați o inițiativă. Sunt speranțe, să știți, deci sunt speranțe, poate depind și de un tânăr. Răspunsul poate fi acest tânăr, un tânăr dintr-o zodie poate de apă, un tânăr care pare fidel, poate apărea o nouă dragoste, poate apărea și mai multă creativitate, sunteți parcă mai creativ, poate veți găsi o soluție. Soluția poate veni și dacă veți avea mai multă ambiție, dacă veți fi puțin mai determinați, puțin mai ambițioși, puțin mai înțelepți. Văd că joacă un rol important și un bărbat sau credința, trebuie să aveți mai multă încredere în voi. Da, pentru ca să puteți să obțineți energia, să zic așa, acestei dorințe este credința, maturitatea, înțelepciunea și poate chiar un bărbat cu influență, poate fi vorba de un partener, poate fi vorba de un părinte, de un prieten, de un șef, de o persoană chiar preot poate. Da, deci pare că puteți avea un mare succes cu oameni cu funcție, cineva vă protejează, să zic așa, sunteți protejați de divinitate, sunteți protejați de o persoană influentă, sunteți protejați pe dorința voastră, deci dorința voastră se poate îndeplini, indiferent că e vorba de dragoste, de muncă, de servici, de bani, de ceva, trebuie să aveți poate și o inițiativă, să luați, cum se spune, taurul de coarne, că până la urmă pare că dorința voastră se poate realiza. Puteți obține ceea ce vă doriți voi pentru servici sau pentru bani sau pentru drumuri. Pare că mă joacă un rol important așadar și un tânăr care poate fi un tânăr dintr-o zodie de apă, adică rac, scorpion sau pești. Poate fi vorba de un tânăr aici care poate este puțin mai timid, poate fi vorba și de un tânăr mai timid, sau poate fi vorba de timiditatea voastră, poate că ține foarte mult și de timiditatea voastră, poate e nevoie să fiți puțin mai curajoși, mai ambițios, să aveți puțin mai multă încredere în voi, să nu vă fie teamă, să nu vă fie frică, să aveți inițiativă, să aveți curaj, să vă faceți o strategie, să vă faceți un plan, pentru că în felul acesta dorințele voastre se pot realiza. Puteți să primiți vești, puteți să aveți parte de o relație de fidelitate, de sinceritate, cineva care vă poate ajuta fie cu munca, fie cu relația voastră și implică mai puteți primi chiar o declarație poate de dragoste, o considerare, puteți avea succes într-o acțiune a voastră. Pare că pentru voi pot apărea veștile care le așteptați, care pot veni fie de la drum, fie că voi faceți niște drumuri și acolo obțineți ceea ce vă doriți, deci pare că e aici o reușită, parcă se deblochează ceva, parcă ceva înaintează, parcă există mai multă forță, mai multă protecție, mai mult succes. Cam asta e ce văd la prima variantă. Voi văd aici multe semne care sunt de foc, de apă, și chiar și de aer. Haideți să vedem și la a doua variantă dacă dorința voastră se realizează în acest weekend. Așadar, gândiți-vă la o dorință și să vedem ce răspuns va da pentru a doua variantă, piatra roșie, acest pachet de cărți. Se grăbește și la voi o victorie. Ia uitați ce frumos, se grăbește și la voi un succes, o reușită, o realizare. Deci foarte posibil și la voi ca dorința voastră să aibă o reușită. Să mai grăbește și totuși aveți o neliniște, aveți o stare de frică, de teamă, de singurătate, poate. Aveți așa o apăsare, să zic, o presiune, o tensiune, o
Ce mai se grăbește aici la voi? Aveți de înfruntat ceva, poate o autoritate aici, poate mai e o spaimă aici, aveți voi o spaimă, ceva, o grijă, o neliniște, o discuție poate apărea pentru voi, ceva, vedem ce se mai întâmplă. Soarele, cam aici trebuie să fiți poate mai prudenți cu un tânăr aici, că aveți pe cineva care e cam inconstant într-o relație sau într-o promisiune, în ceva. Haideți să vedem. Wow, văd că o femeie joacă un rol important aici. Și la voi această dorință depinde de un bărbat și o femeie. Aici puteți fi voi cu partenerul, poate chiar, da? Deci poate că e vorba chiar de voi și de partener. Poate că stați la distanță în acest weekend. Sunteți la distanță sau dorința voastră depinde de un bărbat sau de o femeie în funcție de ce sunteți voi. Văd aici că în capătul dorinței voastre e acest bărbat care poate fi și o autoritate a statului, o persoană cu funcție sau un afacerist care are putere, care are o situație stabilă, o persoană care se implică într-un mod serios în ceva sau e nevoie de această seriozitate. Puteți avea succes, să știți și voi, dar este nevoie să nu vă grăbiți. Să vă alegeți cu grijă anturajul, să fiți mai calmi, nevoie să reflectați. Ambiția să o folosiți într-un mod, să zic așa, echilibrat. E nevoie să vă echilibrați cumva tendința asta de singurătate, de ambiție și de timiditate. Cumva trebuie să găsiți așa o proporție rezonabilă. Că văd că plecați, dacă sunteți voi, treceți prin aceste faze de o singurătate, timiditate, o neliniște. Trebuie să meditați, trebuie să vă puneți și ambiția cumva, sau vă puneți cumva, trebuie să vă temperați cumva voi, trebuie să lăsați cumva lucrurile, dacă voi și un partener, spre exemplu, aveți o neplăcere și v-ați gândit să vă împăcați, nu vă grăbiți, nu forțați lucrurile, lăsați să se așeze, să se liniștească, să zic așa, să-i treacă supărarea și cu tact, bineînțeles cu determinare, dar și cu tact, puteți până la urmă să vă realizați această situație. Pentru unii poate să fie posibil că aveți de-a face și cu un bărbat puțin mai timid și e nevoie ca voi cumva să aveți o oarecare ambiție, dar cu temperanță, adică trebuie să știți cumva să nu îl forțați, să nu, pentru că e timid și dacă îl forțați, sunteți prea voi, prea impulsive ca femeie, atunci acea persoană poate că reacționează diferit pentru că nu e obișnuit cu astfel de comportament. Adică e nevoie cumva un tact aici, parcă. Deci, indiferent dacă v-ați gândit la bani sau la servici, la fel, trebuie să lăsați cumva lucrurile să se așeze, așteptați timpul să spună părerea, să zic așa, cuvântul. Voi între timp încercați să vă găsiți răspunsurile în voi, să știți că răspunsul la întrebare îl veți găsi în voi, bazați-vă și pe intuiția voastră. Fiți mai vesel, fiți mai echilibrați, poate în acest weekend este necesar să vă echilibrați și pe sănătate, să vă odihniți mai mult. E posibil o întâlnire, e posibil un succes, e posibil o realizare, o veste bună, un răspuns pozitiv, dar într-adevăr, iar uite, răspunsul, energia acestei dorințe este așteptarea. Sunteți nevoiți poate cumva să vă reorientați, să zic așa, să vă schimbați puțin planurile, să priviți lucrurile și dintr-un alt punct de vedere, dintr-o altă perspectivă, să aveți răbdare, să nu forțați lucrurile, pentru că depinde foarte mult, văd acest bărbat, da, e un bărbat aici, care contează, aici poate fi vorba de un bărbat care poate e căsătorit și atunci trebuie să aveți răbdare, nu forțați lucrurile, pentru că poate apărea o separare, o distanțare, pentru că mai are pe cineva, aici poate fi și acest lucru, sau în orice caz, nu forțați lucrurile, că în acest weekend răspunsul depinde de acest bărbat și energia dorinței este să aveți răbdare. Pentru că pare că între voi este această situație de a se tempera niște ambiții, o stare de timiditate, o stare de anturaj, poate are legătură și cu un anturaj care trebuie temperat, cumva ales cu mai multă grijă anturajul, sau voi să vă purificați cumva energiile, gândurile, sentimentele, să vă revizuiți puțin poate un anumit comportament sau mentalitate sau sentimente și apoi cu timpul lucrurile se pot schimba. Momentan pare că există această energie, depinde de acest bărbat care poate fi chiar o zodie de foc, berbec, spre exemplu, la mine neapărat. La voi văd aici că aveți zodia berbec, pești, zodii de apă aveți și voi de pământ, zodii de apă și de pământ aveți voi și aveți și balanța. Haideți să vedem și la a treia variantă, varianta cu piatra verde. Vedem la piatra verde, stai puțin să reglez
culoare aici, lumina, pe tabletă, că pare că s-a mai întunecat, nu știu de ce. Am niște probleme cu tableta, să știți, am și cu telefoane, parcă v-am mai spus eu așa câteodată, când mai dau în cărți, când mai fac o înregistrare sau un live, am probleme, ori se întrerupe live-ul, ori pe înregistrare, mă trezesc cu niște probleme, e virusată tableta, am avut probleme și cu conectarea pe canal, am avut probleme, deci probabil că am niște paraziți între ghilimele așa care umblă pe rețeaua de internet sau pe telefon cumva, de la distanță. Eu bănuiesc că chiar în blog la mine ar fi astfel de personaje care se ocupă cu astfel de nebuniri, de astfel de mizerii, pentru că trăiesc, le place să trăiască din hoții, din șmecherii, din tot felul de chestiuni care creează numai probleme. Și au fost de altfel și la nivel așa, ați văzut, parcă cred că ați auzit zilele trecute ce au fost și cu platformele online de socializare, niște probleme. La dorința voastră se grăbește o grabă, poate. Aici e nevoie și la voi puțin să fiți poate mai într-o răbdare. Aici poate e nevoie. Unele dintre voi poate doriți o împăcare cu un suflet pereche. Vă doriți reîntoarcerea unui suflet pereche sau să cunoașteți un suflet pereche. Aveți și aici și voi aici. E nevoie poate puțin și la voi de puțină acțiune. Aveți de-a face cu un tânăr care poate nu este prea sincer. Aici poate fi o situație nouă sau un tânăr care înșală minte, ceva vă urmărește, să știți, un tânăr care e cineva într-o zodie de pământ, e cineva care a deturnat niște adevăruri, cum se spune, a deviat niște adevăruri, le-a deturnat, le-a răsturnat, adică una a spus, una a făcut, una așa și altceva a transmis, altceva a interpretat într-un mod voit, adică a vrut pur și simplu să facă o... să stați pe gânduri aici, vă văd că vă vine vreo idee, poate depinde de vreo idee, ori voi aveți vreo idee și voi vă gândiți la această idee pentru dacă vi se îndeplinește sau nu, ori va trebui să mai aveți răbdare, să reflectați, to be or not to be, a fi anul sau nu fi, să fiți mai filozof, poate să tratați lucrurile cu mai multă filozofie. Haideți să vedem dacă se deplinește dorința pentru varianta pietrei vest în acest weekend, să vedem ce se întâmplă. Autoritate și niște vești care pot veni, o persoană cu funcție, aici pare că puteți primi vești de la o persoană cu funcție. Haideți să vedem. Vedem ce se întâmplă. Foarte frumos, ați putea avea chiar succes, o schimbare poate apărea și la voi, dar și voi aveți o stare de singurătate, răbdare. Deci voi sunteți singuri, nu aveți prea mulți prieteni, păreți aici într-un blocaj, într-un pericol, să știți, din cauza unei persoane irresponsabile, văd aici un nebun, care este indiscret, deci care își bagă nasul unde nu-i fierbe oala, să zic așa. Aveți o persoană care vrea cumva să vă dea peste nas, poate aveți niște persoane în jurul vostru, un anturaj poate, care nu suportă că sunteți la un anumit nivel, că faceți ceva, că sunteți cineva sau indiferent ce sunteți și ce faceți, aveți aici poate un anturaj care nu vă suportă și dorința voastră pare că va trebui să așteptați, va trebui poate să vă schimbați, poate va trebui poate să plecați. Voi puteți avea de-a face cu o persoană care vrea să-și impună, să zic așa, punctul de vedere poate într-un mod... Cum să zic așa, voit cu forța și asta și din cauza unei persoane care a spus ceva despre voi, a făcut o indiscreție, să zic așa, a aflat ceva despre voi și poate că a spus ceva, exact ce îmi părea că mi-a sărit din cărți pentru această dorință, poate că e vorba la această dorință voastră de indiscreția cuiva, cineva care vă știe niște secrete și pe care le-a răstălmăcit, pentru că poate avea, ori era un dezechilibrat, ori că n-a înțeles despre ce e vorba, ori că a vrut să vă facă o problemă, a vrut să vă creeze o dificultate, pentru că a avut o idee nebunească, o idee nebunească, și prin această idee nebunească pe voi va duce într-o situație de blocaj, vă vedeți de singurătate, de pericol.
Deci e nevoie cumva să vă revizuiți această lume în care sunteți. Această dorința voastră depinde foarte mult probabil de un anturaj sau de o anumită persoană care poate fi influențată de un anturaj, poate fi și acest lucru. În orice caz, se pare că trebuie să puteți avea succes, depinde poate și de felul în care veți comunica voi, cu cine comunicați voi sau dacă faceți o schimbare, plecați, închideți ceva din capitol din viața voastră, vă rupeți de o lume care va crea dificultăți sau faceți o schimbare. Deci va trebui, în orice caz, nu forțați lucrurile. Va trebui poate să dați dovadă de mai multă modestie sau să fiți mai secretoase, secretoși. Aici pare că, pentru că aveți de-a face cu o persoană, un bărbat care are aere de superioritate, își dă aere de superioritate, o femeie care e foarte indiscretă și un nebun. Aici puteți avea de-a face și cu o femeie și cu un bărbat mai matur, un mai tânăr. Par mai multe persoane, în orice caz, care vă aduc în această stare de singurătate, în această stare de blocaj, da? De persoană care are decepții, dezamăgiri, depresii, da? Vor să vă aducă poate într-o astfel de stare. Sau sunteți într-o astfel de stare din cauza unei. Deci dorința voastră se pare că acest unghie poate să nu se îndeplinească pentru că nu aveți circunstanțele. Pot veni niște vești, poate depinde și de, să zic așa, de dorința voastră de a vă elibera. Deci va trebui să vă elibera, să plecați pe cont propriu, să faceți lucruri de unul singur, dar de una singură, dar trebuie să țineți cont că în jurul vostru totuși sunt persoane care sunt foarte curioase, care vă urmăresc, poate. Sunt persoane care vor să vă supună, poate, că își dau aer de superioritate, vor să vă aducă într-o situație de modestie, chiar dacă voi păreți o persoană de lume, o persoană de succes, o persoană poate cu studii sau, mă rog, cu funcții, cu avere, cu situații, cu ceva, calități deosebite, dar aveți aceste personaje în jurul vostru care vor cumva să vă reducă, să vă minimalizeze, să zic așa, și atunci de aceea vi se împiedică vouă, într-un fel sau altul, dorința la care v-ați gândit voi. Dacă v-ați gândit să vă împăcați cu cineva, s-ar putea să nu puteți, pentru că acest bărbat este poate prea ambițios, prea își dă aerea de superioritate, crede că nu mai are dreptate, e puțin poate mai particular, mai lipsit de reguli, de respect, are așa o situație, o persoană care îi place să facă numai și numai ce vrea, e mai încăpățânată. Aici și mai aveți de-a face și cu niște persoane curioase, poate această persoană sau poate că sunteți în această situație de blocaj, nu vă puteți împăca și pentru că cineva a spus ceva despre voi, a făcut o indiscreție, să zic așa, a răstălmăcit niște, spre exemplu, te-a văzut cu cineva de vorbă și a spus că ești cu amantul de vorbă și poate tu erai doar cu, te oprise cineva pe stradă să te întrebe cum să ajungă la poștă sau cum să ajungă la bancă sau la biserică sau mai știu ce, să ceară o informație, dau un exemplu. Sunt astfel de persoane cărora le place doar să facă nebunii, să zic așa, pe nebunii, să facă, să bage zânzanie, să bage, deci pare aici așa o situație, că văd numai, deci între voi și dorința voastră este această lume nebună, cu aer de superioritate, indiscretă, da, persoane care fac, vor așa să vă aducă poate în pragul nebuniei, al singurătății, al decepției, al dezamăgirii, aici pare o chestiune și de bulism, aș putea să spun, persoane care vor să vă reducă cumva, deci să vă reducă visele, pare să nu mai aveți vise, să nu ieșiți din casă, să nu ieșiți din lumea voastră, să nu ieșiți din lumea care v-au creat-o ei, să zic așa, să nu ieșiți din acea lume. Să nu, sau dacă ieșiți din această lume, în lumea în care ieșiți voi, în afară, dați de numai de persoane aici puțin cu aer de superioritate, indiscretă, nebune, persoane care vă fac și să vă întoarceți înapoi în cochilia voastră singură, cu toate că voi sunteți o persoană din lume, de lume, sociabilă. Deci nu este în acest moment, poate nu aveți suficientă comunicare, nu puteți comunica foarte bine. Am să mai pun o carte. Ține foarte mult de niște daruri. La voi văd aici un dar. Voi aveți poate niște daruri, niște calități. Sau din cauza unui dar, a unui cadou, cineva v-a făcut un cadou sau vrea un cadou, vrea să-i faceți un cadou, vrea să obțină ceva de la voi. Poate să fie și o astfel de situație. Ține de un dar, care darul acela poate să fie un dar material sau un dar, să zic așa, spiritual, da? O calitate.
Și atunci va trebui să aveți răbdare, pentru că darul vostru nu vi-l poate lua nimeni. Cei al vostru e pus deoparte, cum se spune. Dacă te-ai născut cu un dar, nu are cum să-ți ia nimeni pe pământul ăsta, nu are cum să-ți ia darul, harul, să zic așa, indiferent cât ți-ar opune și ce-ar face. Cam asta e ce văd deci la a treia variantă. Deci la a treia variantă pare că dorința nu prea se poate îndeplini, e un blocaj, e o întârziere, e ceva, trebuie să aveți răbdare. Să alegeți cu grijă anturajul, pentru că pare în jurul vostru o lume, să zic așa, care nu prea vă e favorabilă în acest moment, cel puțin în acest weekend. Poate sunteți voi într-o stare de singurătate și voi doriți socializare și nu este posibil, pentru că sunt niște situații care nu sunt favorabile. Cam asta e ce pot să spun și la a treia variantă. Așadar, pentru această dorință, eu sper că v-au plăcut acest gen de citiri cu cărțile și că dorințele voastre se vor realiza în realitate. Aceasta este, bineînțeles, vorba de o citire generală și m-aș bucura să-mi scrieți dacă ați rezonat cu această citire. Vă mulțumesc că ați fost și astăzi prezent să vizionați videourile mele și dacă nu v-ați înscris încă la acest canal, vă invit să vă înscrieți, să lăsați și voi mesajele voastre, feedback-ul vostru și vă doresc în continuare o zi plăcută și să iubiți și să fiți iubiți. La revedere!